Bună seara, dragi prieteni! Astăzi suntem în direct cu domnul Radu Rebeja. Cum vorbeam anterior, un mare fotbalist în Republica Moldova cu o carieră internațională, o persoană care toată viața a muncit pentru oameni, cu oamenii, cu copiii noștri în școală sportivă. Acum reprezintă, pot să nu mă tem de așa o declarație, reprezintă sportul Republicii Moldova în Parlament. Bună seara, domnul Rebeja! Iurie, bună seara și mersi de cuvinte frumoase! Mersi. Să știți că ne cunoaștem, da, vorbeam cu dumneavoastră anterior, poate e interesant și spectatorilor, noi dintr-o așa voie sorții, că noi am învățat și într-o școală împreună, cu o mică diferență de ani, dar am absolvit aceeași școală, da, la noi, la botanică, așa că ne cunoaștem. Și eu am descoperit că suntem dintr-un sector, da. Dintr-un sector, da, exact. Eu am urmărit și munca dumneavoastră la minister în calitate de secretar de stat responsabil de problematica tineretului, sportului și am văzut efortul care l-ați depus dumneavoastră atunci anterior pentru performanțele în sport, pentru federațiile sportive, pentru tineret, pentru politicile de tineret. Și să știți că, dintr-o parte, s-a văzut că dumneavoastră ați depus maxim efort și au ieșit lucruri bune. Și nu sunt cuvinte de laudă, doar sunt careva constatări. Într-adevăr, a fost o perioadă interesantă, dar dintr-o parte foarte complicată, dar eu totuși sper că noi am depus efort maximal și ceea ce a fost posibil, atât pentru sectorul tineret, dar și pentru sectorul, pentru sportivii noștri, care într-adevăr, eu voi spune sincer, consider că nu sunt apreciați la justa valoare, dar luând în considerație posibilitățile statului, eu totuși sper că dânșii vor fi apreciați pe viitor și noi ne vom mândri cu rezultatele lor. Cum în preajma sărbătorilor de iarnă, deci a trecut Crăciunul, suntem în pregătirile de anul nou, ce vă mai face familia? Sunt cu toții sănătoși? Băieții dumneavoastră, ce mai fac? Iurie, mersi frumos, da, suntem într-o situație, în ajun de sărbători, dar suntem într-o situație total diferită de ceea ce am avut noi, da, situația de pandemie, eu cred că nimeni nu a fost pregătit de ea și noi acum încercăm să ne învățăm de a trăi într-un mod nou. Eu sper că vom reuși, familia mersi e sănătoasă, slavă Domnului, la moment noi am reușit să fugim de acest virus, dar iarăși suntem într-o situație când încordarea este între noi. Dar, indiferent, suntem la ajunge sărbători, totul va fi bine, vom depăși toate problemele. Da, sunt ferm convins, sigur că așa e. Eu am decis să vă lansez această invitație pentru discuții, pentru că urmărind inclusiv pagina dumneavoastră de Facebook, inclusiv spațiul mediatic, am observat că în Federația Moldovenească de Fotbal se pregătește un congres, se pregătește realegerea președintelui Federației. Acolo unde este vorba de alegeri, eu nu am cum să fiu indiferent. Nu contează că e vorba de alegeri în Parlament, într-o primărie, ori e vorba de alegeri într-o federație, de fiecare dată ciulesc urechile, foarte atent urmăresc. Și am constatat că și dumneavoastră la fel ați manifestat interesul față de aceste alegeri și chiar am văzut că ați declarat că intenționați să candidați în cadrul acestor alegeri. Dacă ați putea aici să-mi desfășurați, să-mi spuneți un pic mai mult, pentru că în spațiu public nu prea multă informație am găsit. Iurie, într-adevăr, eu am avut mai multe practici în organele de stat, am fost și în cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, dar indiferent de ocupațiile care am avut anterior, permanent am fost în fotbal, lângă fotbal și am făcut fotbal. Și, da, urmează în apropiatul viitor, stabilit pe data de 22 ianuarie, Congresul Ordinar de alegere a organelor de conducere. Eu, discutând pe parcursul acestui an cu foarte mulți specialiști din domeniu, cu cunoscuți, cu antrenori, cu specialiști, noi împreună am considerat că trebuie număr prea bine. Și din cauza asta a fost o idee comună de a încerca, de a ne impune și de a schimba lucrurile. Eu, într-adevăr, consider că rezultatele care le avem noi acum pe terenul de fotbal nu sunt cele care le merită Moldova, luând în considerație toate problemele cu care se confruntă țărișoara noastră și economice și politice, într-adevăr, da? Și eu cu echipa mea, noi, într-adevăr, știți cum este necesar să ne impunem, să ajutăm fotbalul, să schimbăm imaginea fotbalului. Dumneavoastră, în mandatul precedent a conducerii Federației Naționale de Fotbal,
când președinte era domnul Pavel Ciobanu, dumneavoastră erați vicepreședinte Federației, dacă nu greșesc eu. Și ați făcut echipă împreună cu domnul Ciobanu și ați lucrat în cadrul Federației. Eu admiram acest lucru pentru că vedeam în fruntea Federației doi fotbaliști notori cu reputație ireproșabilă în plan internațional și național. Și sigur că vă ieșeau lucruri bune în perioada aceea. Dumneavoastră ați decis să candidați. De ce credeți că acum trebuie să candidați? Nu știu, de ce nu ați dorit să duceți mandatul în Parlament până la sfârșit, pe urmă să candidați? Nu știu, ați decis acum să candidați? Care au fost impulsurile dumneavoastră? De ce ați decis acest lucru? Făcând un pas înapoi, referitor la perioada mea când am activat în cadrul Federației cu domnul Pavel Ciobanu, într-adevăr, a fost o invitație din partea dumnealui. Eu atunci tocmai eram pe gând de a-mi încheia cariera de jucător sau poate de a încerca încă de a prelungi, dar eu am profitat de această invitație și m-am reîntors acasă. Și în calitate de vicepreședinte am lucrat 4 ani în federație. Bine, ce s-a întâmplat atunci? Posibil eu sunt alte generații, posibil eu văd lucrurile diferit. Dar știți cum se întâmplă foarte des, căci drumurile noastre cu domnul Ciobanu s-au despărțit. E un lucru firesc, eu atunci am încercat să mă impun, dar a fost o lecție pe viață. Eram atunci prea tânăr, prea entuziasmat, posibil, știți, unele lucruri le vedeam prea în culori rozuri. Dar acești 8 ani care ne dispar de evenimentele de atunci, eu consider că le-am petrecut destul de productiv, atât pentru familia mea, cât și pentru mine. Am căpătat experiență, am lucrat în diferite organe și în diferite companii și acum eu vreau totuși experiența mea și experiența colegilor mei să o punem pe acest teren de fotbal, să ajutăm fotbalul nostru să schimbe spre bine. Din ce anume acum? Din motiv căci, iarăși, de când a plecat domnul Pavel Ciobanu, asta s-a întâmplat în primăvara anului trecut, eu consider că lucrurile în Federația Moldovenească de Fotbal au degradat. Cu toate, bine, domnul Pavel Ciobanu a fost o perioadă foarte lungă conducător și eu cred că nu e complicat să-i reproșăm lui ceva în această perioadă. Ca și orice conducător, dumnealui a avut lucruri frumoase, lucruri bune, ceva posibil nu s-a reușit. Dar de când a plecat dumnealui, eu consider că în Federație în general s-a pierdut acest, dacă îmi dați voie de expresie, mirosul fotbalului. La moment, în fruntea Federației este o persoană care nu este din domeniu. El a lucrat o perioadă lungă ca contabil în Federația de Fotbal și acum, printr-un, nu știu, miracol, a ajuns conducător al Federației de Fotbal. Federația de Fotbal este totuși o asociație obștească, misiunea căruia este de a dezvolta o probă sportivă și anume fotbal. Și consider că neavând, în general, ne trecând prin fotbal, nu absolut necesar pentru în calitate de jucător, dar conducător, antrenor, conducător a unui club. Adică acest fotbal, pe ce nu treci prin tine, prin organismul tău, el e practic imposibil de a-l simți. Și din cauza asta, când dumnealui nu cunoaște subiectul și nu cunoaște pașii importanți principale în fotbal, aici și este posibil mea problema cea mai mare. Deci dânsul nu cunoaște, dânsul este înconjurat la fel de persoane care, iarăși, nu, nici într-un caz nu vreau să vorbesc despre calitățile lor, în specialitatea lor. Dar ei n-au fost în fotbal, nu cunosc fotbalul și aceasta înseamnă la o încercare să facem fotbal. Da. Interesantă opinie. Într-adevăr, când urmărești dintr-o parte aceste evenimente, ele nu se vede în felul în care le explicați dumneavoastră și chiar și pentru mine, persoană care eu nu sunt indiferent fotbalului, nu știu dacă cunoașteți, împreună cu Ion Chetrar am muncit la Fotbal Club Zimbru, am fost chiar și în Consiliul de Administrație când dânsul era președintele clubului și am fost aproape de cel puțin de Zimbru, asta e cel puțin, dar de fapt fotbalul mi-a plăcut întotdeauna, ca spectator, exact. Ca și hebdubist. Deseori v-am văzut la stadion la Zimbru și știam că în perioada domnului Chetrai, dumneavoastră ați participat la conducerea. Da. Da. Într-adevăr, dumneavoastră ați vorbit, ați atins perioada în care ați muncit cu domnul Pavel Ciobanu. Eu mi-amintesc foarte bine acele perioade. Știu, cunosc, pentru că m-a legat și o relație omenească de prietenie cu domnul Ciobanu. Știu relațiile dumnealui în fotbal. Știu respectul care el purtau dânsuia personal ca jucător, profesionist,
alți jucători care au devenit administratori în fotbal, știu care era relația dânsuia cu Zeb Blatter, care a făcut foarte mult pentru fotbal în Republica Moldova, fiind în conducerea FIFA la perioada sa. Deci, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, mie cel puțin îmi pare rezonabil când un fotbalist cu un fotbalist se cunosc nu doar pe teren, dar se cunosc și în activitatea administrativă, probabil limba comună se găsește un pic altfel. Într-adevăr, eu îmi cer scuze, Iurie, într-adevăr, sunt total de acord. Atunci când două persoane vorbesc o limbă, limba fotbalului, e foarte simplu de a găsi numitorul comun și invers, contrar, este complicat când se discută, să spunem, despre fotbal cu un, nu știu, cosmonaut sau agronom, da, sunt total diferite domenii care, și activități diferite. Mi-ați adus aminte o glumă acum la stadion, pe tribune, de obicei, cum să zici, că cel mai bine joacă fotbal cei din tribune, știți, îi știu cel mai bine despre fotbal, totul. Cu siguranță, sigur. Dacă ați putea să ne povestiți un pic despre viitorul congres planificat, pentru că tot așa, din mass media am prins că, uite, s-a anunțat data congresului, deja sunt înaintați, cred că chiar a doua zi, dacă nu greșesc, eu am văzut prin comunicate de presă, deja că sunt candidați înregistrați. Dacă ați putea aici un pic să ne mai dați mai multe detalii, pentru că doar am văzut informații că s-a stabilit data, 22-21 ianuarie, nu mai știu când exact. Da, e 22 ianuarie, s-a planificat petrecerea congresului, nu știu, suntem în perioada de pandemie, posibil va fi necesar de găsit o soluție de a convoca un număr de până la 200 de persoane, din motiv că membrii afiliați sunt 118 la număr, în federație 118. Aceasta sunt cluburi sportive, școli de fotbal, asociații raionale de fotbal și diferite federații de profil, fotbal de plajă, fotbal tenis, diferite. Uh-huh. Și fiecare membru afiliat are drept de un vot. Dar miracolul cel mare s-a întâmplat într-adevăr atunci când a fost anunțat concursul, în congresul, din motiv că și condiția principală care este notată și în statutul Federației Moldovenești de Fotbal, căci comitetul executiv cu cel puțin 30 de zile anunță data congresului. Începând cu această dată, când a fost anunțat congresul, membrii afiliați au dreptul de a înainta candidaturi, da? Și este o frază cheie, fiecare persoană care își dorește să candideze, sunt diferite criterii, dar una din criteriile trebuie să fie înaintat de cel puțin 20 de membri afiliați. Din 118. Din 118, da. Puțin mult, deja asta este, știți, altă întrebare. Dar miracolul cel mare, căci ceea ce a spus dumneavoastră, pe 22 se anunță data congresului și peste noapte actualul conducător, domnul Linichenko, dimineață frumușel se înscrie în curse și anunțând că este susținut de 102 de membri afiliați. Adică matematica este foarte simplă. Stați cum, eu dacă toată viața lucrez cifrele, la mine imediat nu se leagă logica. 20, 108. Prins ideea imediat, da. Asta era și bancul cel mare, când pe 22 se anunță data congresului, dar pe 23, în principiu, cursa este și încheiat. Eu zâmbeam când ați început dumneavoastră spune, pentru că în codul electoral al Republicii Moldova exact este o procedură prin care spune că inițial se anunță data alegerilor și așa. Ulterior deja candidații își înaintează candidaturile. Și dumneavoastră repetați aceeași procedură și în Federația de Fotbal și asta mi-a trezit un surâs, dar ceea ce spuneți dumneavoastră acum că din 118 câte 20, asta ar însemna că cel puțin 5 candidați ar putea fi eligibili să candideze. Corect. Da, ați spus că actualul președinte câte nominalizări a luat? El a reușit în parcursul anului, nu știu cât a durat asta, o lună, două, trei, patru sau jumătate de an, el așa încetșor a fost prin teritoriu și a strâns 102 de înainte. Deci, adică respectiv, au rămas 16 neutilizate. În piață, dacă așa vorbim, au rămas 16 neutilizate, așa și a fost anunțul undeva într-o presă, că practic nimeni nu va reuși deja să se mai înscrie în cursă. Suntem Federația de Fotbal a Coreei de Nord, ori a Republicii Moldova. Iurie, da, dumneavoastră, dacă aveți o experiență bogată în campanie de alegeri, înțelegeți că asta este o asociație obștească, dar indiferent de asta sunt niște reguli, da? Sunt legi care reglementează activitatea asociației obștești. Dar aici e clar că este o fraudare a alegerilor,
Deci, nu începeți, vă rog, fraudarea, că asta e un cuvânt care... Nu, bine, haideți atunci să plecăm de la această expresie, dar procesul îi porniți spre aceea ca și nimeni să nu mai aibă posibilitate de a participa ca un contracandidat. Asta a fost ideea principală a lor din timp pregătit. Dar cum s-a ajuns la asta? Cum vi se pare dumneavoastră așa o situație? Deci dacă scrie în statut că 20... Deci 20 e suficient. De ce trebuie să prezint 100? Dacă nu greșesc, la fel în codul electoral stai posibilitatea celorlalți să candideze. Corect. Eu știu cum parcă este așa o lege, căci nu ai voie să blochezi altui candidat, da? Să accede ca candidat. Nu, aici misiunea lor de bază a fost într-adevăr. Dânșii după asta au făcut o remarcă căci data congresului a fost stabilită încă în luna iunie, dar în cadrul unui comitet executiv. Dar ideea principală că acest comitet executiv s-a făcut, nu a fost public și nu a fost nicăieri anunțată această dată. Adică personal eu, ca membru afiliat, din motiv căci Academia mea de fotbal este membru afiliat a Federației. Da? Și eu consider asta ca o sfidare a drepturilor mei. Dreptul meu de a cunoaște informația care a fost în cadrul executivului, corect? Și asta e prima și a doua, deja eu ca potențial candidat consider că am fost limitat de această posibilitate de a candida. În alegerile, să spunem așa, politice, administrative, da, se vorbește despre alegeri libere și corecte. În fotbal este un termen care la fel este foarte renumit, așa numit fair play. Fair play, da. Fair play. Și asta e, spun eu așa, e coloana vertebrală fotbalului. Jocul trebuie să fie cinstit și corect. În cazul dat, mie dintr-o parte ca și observator, ca și un amator al fotbalului, dar ca și un cunoscător al proceselor electorale, nu-mi pare deloc fair play aici, în momentul în care nu se creează actualul deținător a acestei funcții, pare că creează condiții ca ceilalți să nu poată candida. Nu-mi pare deloc ok acest lucru. Nu este absolut ok, eu tot sunt pentru totală transparență, sunt pentru fair play indiscutabil și iarăși asta a fost, deja este clar că a fost o intenție bine gândită din partea actualei conducere. Eu accept resursul administrativ, dar nu într-așa mod abuziv. Asta vreau să zic că aici e vădită utilizarea unei resurse administrative, pentru că... Da, poți fi tu de 10 ori geniu, dar dacă statutul stabilește 20 minimal, înseamnă că cei care au scris acest statut și presupun că inclusiv domnul Pavel Ciobanu a pus mâna la scrierea acestui statut a Federației de Fotbal, la asta s-au gândit, că dacă noi avem 118 ori peste 100 de membri afiliați și câte 20 pentru un potențial candidat la funcția de președinte, respectiv trebuie să fie o luptă. O competiție sportivă, adică o competiție de idei, de propuneri, de oferte, cum se va dezvolta fotbalul, cum mergem următorul mandat, ce facem cu fotbalul de copii, ce facem cu selecționata Republicii Moldova, că, nu știu, trebuie să luăm, să avem ochelari cu lentile foarte groase să vedem unde Moldova e în listă acum, în ratingul selecționatului. Da, complicat. Nu, da, într-adevăr, eu tot de părerea aceasta, căci în caz dacă avem 118, normal, firesc și corect ar fi să participe 3-4 candidați, fiecare să vină cu opiniile, cu viziunile lui și acești membri afiliați, fiind alegători, să și aibă posibilitatea, în primul rând, de a studia programul. Poate programul meu este mai bun sau poate, nu știu, altul contracandidat este mai bun și mai reușit pentru viitorul fotbal moldovenesc. Dar aici se încearcă o mimare, așa numitul alegeri, da? Se încearcă doar că... Dânșii, nu știu, au luat în calcul sau n-au luat în calcul, căci noi suntem în cadrul Asociației Obștești, fiecare membru afiliat, căci eu acum, într-adevăr, circul prin teritoriu, eu așa am considerat că ar fi corect când a fost data anunțată. Eu am discutat cu toți, dar n-am îndrăznit niciodată să încerc să se impună persoană să cer această înaintare. Acum noi discutăm cu oamenii, explicăm căci dacă dânșii chiar și-au înaintat anterior o persoană oarecare, dânșii pot convoca Consiliul de Administrare, face încă o ședință, a discuta prezența încuia candidat și aș retrage înaintarea anterioară, în folosul altuia candidat.
Asta este o procedură care, dar ea este unica procedură, da? Vedeți mă unde să ajunge, să ajunge până între aceea că ajungi să iei anumite decizii care pe urmă se transformă în careva situații care trebuie revizuite. Dumneavoastră, dacă, Dori Iubești, dacă ați putea pentru mine, cel puțin și pentru spectatorii noștri, ne spuneți mai mult cine sunt acești membri asociați, care e statutul lor, sunt persoane juridice, sunt persoane fizice, pentru că dumneavoastră ați atins, uite, cluburi, școli sportive, dar cum votează, câte voturi, spuneați că fiecare din ei are un singur vot, cum vin, adică mai multe detalii aici, chiar ar trebui lumea să cunoască toate procedurile astea, pentru că totuși este un proces deschis, e o federație a Republicii Moldova, știți, și fotbal, e regele sportului, toată lumea trebuie să cunoască aceste detalii. Ați spus foarte corect, e asociație, e Federația Moldovenească, e a Moldovei asociația aceasta, dar mi se creează o impresie că este o asociație a unui grup de oameni care încearcă prin diferite metode de a ne permite în general cineva să se apropie de această federație. Într-adevăr, este un proces destul de incorrect de a merge acum la oameni și dânșii trebuie, dar recunosc, este un moment poate puțin complicat, dar reanunța la ceea ce au decis anterior, dar asta este unica soluție și eu totuși văd dinamica pozitivă, din motiv că am promis domnilor că nu îi voi lăsa să fac acest congres de sine stătător, că cel puțin eu voi apărea în fața congresului, că eu chiar vreau și am ce să le spun un mesaj, într-adevăr. Eu, ce a spus dumneavoastră, este o rușine mare să ne aflăm noi pe locul 177, undeva lângă niște insule care nici nu știu unde se află. Noi vorbim despre oarecare dezvoltarea fotbalului. Dar să mă întorc la întrebare, cine sunt membri afiliați? Membri afiliați, la fel, sunt asociații obștești, care sunt afiliate la alte asociații obștească. Sunt cluburi de fotbal, școli de fotbal. Pe lângă asta, noi avem în cadrul federației sunt 40 de asociații raionale de fotbal, care au, aici și este o întrebare, care au fost... 40, că noi avem 32 din raioane. Cum da, corect, dar pe lângă asta noi avem 32, dar încă sunt asociații raionale din nord, sud și total sunt 40 de asociații raionale de fotbal, care au fost create la ideea Federației Moldovenești de Fotbal. Care înseamnă create, fondate de federație? Eu îmi cer scuze. Nu, ele au fost, nu este Federația Moldovenească fondator, dar Federația Moldovenească de Fotbal a venit ca un inițiator în raion. Noi vă ajutăm, noi vă dăm suport metodologic, haideți să creăm această asociație raională. Da? Da. Ulterior, aceste asociații sunt finanțate direct de Federația Moldovenească de Fotbal. Și aici apare... Stați, cum finanțate? Adică finanțează federația și ei au drept de vot pentru președintele federației? Da. Eu, cum am spus, sunt foarte multe lacune în acest statut, în această organizație. Eu, știți, cu dumneavoastră e foarte simplu de discutat. Dumneavoastră imediat prindeți firul discuției ca un specialist în domeniu. Da, se primește căci eu am inițiat fondarea ta sau crearea ta. Eu, pe parcursul anului, pe tine te finanțez direct, da? Activitatea ta e finanțată direct din Federația Moldovenească de Fotbal și după aceasta eu la sfârșit de an te invit la congres, tu îmi votezi mie bugetul anului viitor și da, odată la 4 ani eu pe tine o să te invit și o să te rog să mă votezi iarăși pe mine. Chemați-o acolo la federație, pentru că, cum văd eu, chestiile astea ele trebuie văzute cu un ochi de jurist bun. Pentru că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră e situație de conflict de interes direct. În cazul în care primești federația raională, regională, cum ar fi ea, primești finanțare de la federație, atunci președintele actual și președintele acelei federații sunt persoane cointeresate unul în altul. Și aici este loc și de corupție și de trafic de influență. Este loc, eu nu zic că a fost. Nu sunt evident, și n-am pus, dar este loc, cel puțin. Evident, este lucru de un jurist de treabă, căci dintr-o parte nu sunt finanțate persoanele direct, dar activitatea asociației e totalmente finanțat de Federația Națională de Fotbal. Da, dar în federații ce sunt angajați, care primesc salariu, inclusiv președintele federației, președintele clubului, primesc bani și din banii ce sunt salariați, inclusiv. Da, bine, cum folosesc ei deja mijloacele bănești, asta deja e o chestie internă,
Dar pe lângă aceste 40 de asociații raionale, mai sunt încă și cluburi sau școli de fotbal din acest 118. Apropo, la școala dumneavoastră de fotbal primește finanțare de la federație? Ei nu primesc finanțare, ei primesc un fel de suport, de solidaritate. Bani care vin de la FIFA, UEFA, care se împart în dependență de nivelul de școală, de dezvoltare sau nivelul de antrenori, de copii. Dar asociațiile raionale direct se finanțează pentru activitatea lor, pentru campionate intern, pentru cupa intern. Dar iarăși mă întorc la ceea că în cadrul acestei liste sunt și cluburi sau școli de fotbal unde conducătorul lor paralel activează încă și ca angajat la Federația de Fotbal. Da, aici, da, dumneavoastră... Am impresia că glumiți ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Ar fi de zâmbit dacă n-ar fi atât de tristă această situație. Haideți să vă spun ce înțeleg eu. De ce un persoană, președinte a unei federații de fotbal din raionul X, de la nord ori de la sud, are drept de vot, vine cu mandatul la congres, votează într-un fel, dar el primește bani de la federație, mai este și angajat în cadrul federației. Asta ziceți acum. Dumnealui este angajat în cadrul federației și îndeplinește funcția de conducător a unei școli de fotbal sau a unei asociații obștești din raion. Și el este invitat la congres și are drept de vot. Este rugat. Miracolul cel mai mare este rugat prin vot deschis, modalitatea votului, dar vom vorbi, eu cred că puțin mai târziu, este rugat să-și exprime liber votul. Dar ce aveți în vedere despre vot deschis? Ce se votează? Cum se votează, de fapt? Deschis, închis? Iurie, știți, dumneavoastră... Secret am în vedere. Votul e secret. Ați prins firul glumelor în cadrul Federației Mânești de Fotbal, dar părerea de rău deja nu este de glumit, căci eu în parcursul anului am fost în fiecare raion din nenumărate ori, câteodată câte 4-5 ori am discutat cu persoanele. Cel mai dureros pentru mine și cel mai indignat cel mai mult, căci dacă nu prima întrebare, a doua întrebare de la fiecare membru afiliat, domnul Reber, dumneavoastră nu cunoașteți, dar votul va fi închis sau deschis la alegeri? Dacă ar fi foarte bine dacă dumneavoastră ați reușit cumva să ne permiteți să închideți votul. Să fie votul secret. Să fie votul secret. Și aici ne întoarcem. Un vot liber este votul secret. Asta e standardul internațional al alegerilor, de fapt. În statutul Federației Mări de Fotbal anterior așa și a fost. Președintele se alege prin vot secret. Punct. Dar pe parcursul anilor cred că a fost o intenție foarte interesantă, căci s-a pus o virgulă. S-a pus o virgulă unde s-a mai adăugat că vot secret doar dacă cu membrii Congresului nu va decide contrar. Știți, eu poate spre pervers între ale mele, dar tot 16 ani am muncit în alegeri și nu doar în Republica Moldova, dar și acum continui practica mea de consultanță electorală inclusiv în afara țării. Asta ar însemna că eu primesc bani de la federație pentru activitate. Într-un fel mi se sugerează că trebuie să susțin actualul președinte că, uite, voi primi finanțare și în continuare, președintele e în tribună și se uite care își cum votează. Așa iese. Pe lângă președinte mai stau încă și 19 membri a Comitetului Executiv în tribună și mai stau vreo 5-6 camere de la vedere. Și încearcă tu să-ți expui votul liber. Eu am experiență din 2009. Am fost invitat în Federația de Fotbal și am fost participant la 3 sau 4 congrese. Nu știu ce a fost anterior, dar din 2009 toate alegerile au fost prin vot deschis. Și vă sugerez să propuneți dumneavoastră, dacă v-ați avea susținere, să folosiți votul electronic. Deja în Republica Moldova este o platformă de vot electronic, se numește votme.app. Este făcută de o echipă de băieți din Moldova, tehnicieni foarte, foarte buni. Această aplicație se găsește și în App Store și în Google Market. Ea se instalează la telefonul mobil, cred că toți participanții la congres au telefon mobil, în mod anonim se face votarea și se furnizează rezultatele. Și niciodată nimeni nu va ști cum a votat Radu Rebeja, ori cum a votat alt patron a unui club de fotbal al Uniunii Federației. Și nu vă trebuie nici cabine pentru votare secretă, nimic. Deci tehnologiile merg înainte rapid. O metodă superbă, dar ceea ce mi-au spus mie membrii afiliați, căci în discuții cu angajații Federației Mânești de Fotbal, era prima condiție, băieților, hai repede înaintați actualul conducător, de motiv că votul va fi deschis.
Deci eu, da, văd un pic mai în față, da. Eu nu știu, eu în locul dumneavoastră m-aș uita foarte atent și revin la situația pe care o discutam anterior, să invitați un jurist, pentru că ceea ce se întâmplă nu e ok din punctul meu de vedere și în cazul în care se încalcă un careva drept, inclusiv a dumneavoastră, ori altor colegi de dumneavoastră, cred că juriștii ar putea să vină să vă propună soluții de apărare acestor drepturi, inclusiv prin instanță. Pentru că... cu siguranță, eu când cu cât mai adânc pătrund în această campanie, eu am înțeles sigur că m-am asigurat deja cu și consultanți, juriști, căci e foarte, ceva posibil percep și eu, dar e foarte complicat când te ciocnești cu astfel de reguli, da, și înțelegi că și dreptul tău nu că este undeva tăiat, dar el este limitat. Aici eu cred că trebuie devenit în salvarea fotbalului moldovenesc. Și eu, ca să referitor la statut, eu am înțeles ultima perioadă, căci în programul meu, eu posibil în primul punct vor fi modificarea statutului, ajustarea statutului și aducerea lui atât în cadrul legal, cât și în normele democratice și recomandărilor FIFA și UEFA. Apropo, eu am studiat foarte bine practicile FIFA, UEFA sau vecinilor noștri, România, Rusia, Ucraina, acolo este strict. Conducătorul Federației se alege prin vot secret. Punct. Asta este. Asta e unicul vot liber, să știți. Asta e unicul vot liber, pentru că votul la vedere din start presupune că există condiții de intimidare a persoanei. Deci de influențare votului acestei persoane. Votul neprotejat prin secretul său, el nu este un vot liber. Asta e standardul OSCE, vă spun eu cu toată responsabilitatea. Eu n-am nicio dubie, dumneavoastră cunoașteți posibil cel mai bine Moldova treaba aceasta și asta liber s-ar compara cu un scrutin politic unde fiecare alegător vine a doua zi și prezintă poza buletinului cu ștampilă, da, în contul oarecărei remunerări. Domnul Rebeja, dumneavoastră o să mergeți în calitate de președinte a Federației, să presupunem că veți fi ales, veți merge la UEFA, la FIFA, la tot felul de congrese, reuniuni între federații internaționale. Asta e politica mare a fotbalului. Și, într-adevăr, regulile trebuie să fie egale, pentru că se alege un conducător a fotbalului nostru, moldovenesc, care, ca și un parlamentar, ca și un președinte, ca și un prim-ministru, poate schimba spre bine, ori nu prea spre bine, ori poate nu schimba nimic și tot așa. Pentru că bugetele în fotbal sunt destul de solide, hai să spunem pe față. Suportul internațional care vine de la UEFA, de la FIFA, tot sunt destul de solide. S-ar putea multe lucruri de făcut. Pentru că eu, de exemplu, am văzut cum s-a schimbat. Erau timpuri când s-a schimbat bine fotbalul la față în Republica Moldova. Dar... așa, auzindu-vă acum pe dumneavoastră, înțeleg că se mai stagnează. Dar dumneavoastră spuneți că mergeți mult în teritoriu. Colegii dumneavoastră, președinții de asociații, ei, cel puțin, nu știu, în discuții tet-a-tet, ori cumva în discuții într-un cerc mai restrâns. Ce zic ei? Ce părere au despre asta? Chiar acceptă lucrurile așa cum sunt ele? Chiar ei nu-și dau seama ce se întâmplă? Eu nu cred. Pentru că oamenii care se ocupă profesionist de fotbal, eu cred că sunt oameni foarte inteligenți. Pentru că așa e firea omului, când mergi să depui un efort pentru un bine obștesc, cum ar fi fotbalul, da? Pentru binele societății, pentru sănătatea națiunii, trebuie să fii un om inteligent, nu poți fi un oarecare. Ce zic acești oameni? Ce părere au ei despre aceste chestiuni care mie cel puțin nu-mi par corecte? Și mie la fel nu-mi par corecte, dar dânsii ceea ce am discutat, direct sau indirect, Federația de Fotbal... undeva finanțează, undeva ajută material, fiecare asociație obștească, dar prin diferite proiecte, prin diferite utilaje, prin diferite nu știu, programe de dezvoltare, da, care vin de la FIFA, UEFA, dar donatorii sunt externi. Bugetul Federației Moldovenești de Fotbal este în jurul... În raion se vede mâna celui care o dă, nu se vede... Așa, domnul Iuri, e foarte simplu cu dumneavoastră de discutat, foarte corect, se primește că donatorul este extern. Dar mâna aceea care deja direcționează banul pe intern este desigur Federația de Fotbal și atunci este încât tu ne-ai fi de inteligent și cu verticalitate, da? Tu înțelegând că pe parcursul anilor ai fost de enumerate ori într-un oficiu, ai rugat, ai cerut, știi, bine, dacă este posibilitate, de ce nu? Foarte des s-a dat ce ai rugat. Și după aceasta este foarte complicat să-i spui în față omului: uite, dă-mi, te rog, să votez prin vot închis, de motiv că vreau să-mi exprim, într-adevăr, viziunile mele. Din cauza asta și ridicul a fost, căci, în practic, în fiecare discuție se ridica întrebarea:
modalității votării. Rugămintea de la fiecare a fost, ajutați-ne, vă rog, să fie vot secret. Asta oamenii, este o asociație transparentă. Lucru, da? Oamenii își doresc acest lucru. Cu siguranță oamenii își doresc. Eu chiar, știți, prin intermediul, nu știu, poate voi mai face astfel de adresări, dar în caz dacă actualul conducător este într-atât de încrezut în susținerea la peste 100 de membri afiliați, e ca dumneavoastră ați proceda, mai uite, eu sunt ferm convins că îți dorit de tot societatea fotbalistică, da? Facem o alegere, un vot secret, din motiv că eu n-am dubii că voi fi reales. Da, dar dacă nu este contracandidat, ce fel de alegeri, ce fel de vot secret? În primul rând, asta, faci vot secret, este... pentru că este numai un nume în buletin. Clar că poți face secret. Poți spui și sigilul, plic. Eu am promis și mă voi ține de cuvânt, eu voi ajunge în sala congresului, într-adevăr, de motiv că în discuții cu membri afiliați, foarte mulți, într-adevăr, se simt, bine, poate nu tare mult, dar se simt jigniți din această situație, căci din ei au fost rugate sau cerute sau scoase chiar această înaintare și ideea principală a lor, ei doar acum au înțeles, pentru a bloca în general congresul. Eu voi găsi aceste înainteri necesare, eu voi apărea în fața congresului, din motiv că eu chiar într-adevăr vreau bine fotbalului, eu știu că nu este bine ceea ce se întâmplă, da, și într-adevăr sunt ferm convins că în caz dacă de mers pe un lucru transparent, un plan bine gândit pentru fotbal, lucrurile se vor schimba cu siguranță înspre bine. Eu tot văzusem pe internet, am găsit această informație cu referință iarăși la federație, la activitatea Federației Moldovenești de Fotbal. Se vorbea despre faptul că unele asociații teritoriale riscă să fie excluse, ori au fost excluse pentru careva nereguli, inacțiuni, eu nu mai știu de ce. Dacă aici ați putea să-mi dați mai, pentru că ei toți sunt votanți, nu? Ori nu sunt votanți. Aș vrea să-mi explicați aici mai mult. Da, într-adevăr. Ori am înțeles eu ceva greșit. Nu, Iuri, ați înțeles foarte corect. Într-adevăr, acum recent a fost, părerea mea, un scandal în lumea fotbalului. Este o procedură corectă și normală. În sfârșit de an, Federația de Fotbal creează o comisie unde membrii care, perioada ultimor 2 ani, nu au activitate, sunt excluși. Ar fi și de data aceasta o procedură corectă, dacă nu s-ar întâmpla ceea că au fost exclus 12 membri afiliați la pachet, un număr foarte mare, cu întâmplător sau nu, eu cred că practic toți acești membri afiliați au fost cei care mi-au promis susținerea mie personal. Pe lângă toate au fost excluse asociații care, să vă dau un model, a fost expusă asociația UTM, care în anul trecut domnul Leonid Olencenca personal a trimis o scrisoare de mulțumire pentru promovarea și dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Da? A fost expusă Universitatea Agrară, care în anul trecut a fost campioană între universități. Un campionat care îl trece împreună Ministerul Educației Culturii, împreună cu Federația de Fotbal. Și au mai fost mai multe excluderi care într-adevăr au pus nu sub... Cele care au fost excluse nu contestă cele, așa, cu ușurință au primit excluderea sa? Cel mai obișnuitor a fost că majoritatea din ei nici nu au fost invitați la această comisie să le se dea o șansă de a explica din ce cauză, spre spunem, în anul curent, eu nu am participat în oarecare competiții. Noi suntem într-o situație de pandemie, noi suntem într-o situație foarte complicată economică. Eu las să mă gândeam acum, ce fel de fotbal? Să-l faci online fotbalul? Fotbal, personal, consider că în această situație invers trebuie de dat o mână de ajutor. Dar s-a mers pe procedura de a exclude acești membri afiliați cu drept de vot, din motiv că suntem în ajun de congres, știți cum, mai curățim lista celor neloiali și așa mai departe. Ia că la loialitatea asta vroiam să vă întreb, să concretizez. Dumneavoastră ați remarcat că aceste 12 asociații, aceste cluburi au mers pe susținerea nominalizării dumneavoastră în calitate de candidat la președinția Federației. Așa da, într-adevăr, parcursul acestui an în discuții, deci au spus că văd lucrurile în cadrul Federației diferit de actuala situație și într-adevăr își doresc schimbări.
A fost asta în public spus sau a fost undeva între niște persoane, dar posibil, iarăși, eu doar pot să fac paralele, dar n-am fost eu în această comisie, n-am văzut eu actele care necesare, care s-au creat, dar cei acelor nu li s-a dat șansa de a rămâne în această familie fotbalistică, dar imediat au fost radiați. Personal, eu asta o văd și ca un abuz administrativ, dânșii s-au adresat în instanță, ei încearcă să-și apere dreptul. Dar iarăși, este o asociație obștească unde sunt oarecare lucruri și condiții. În perioada conducerii domnului Ciobanu, eu nu mi-amintesc de situații în care erau cluburile excluse. Singur, invers, eu mi-aduc aminte de activitatea domnului Ciobanu ca o persoană care aduna cluburi. Unul câte unul. Noi în începutul discuției am discutat că Pavel Ciobanu era un conducător care cunoștea foarte bine fiecare persoană implicată în fotbal și el înțelegea foarte bine că acestuia om în teritoriu este, dacă nu complicat, este foarte complicat de a întreține o școală de copii, de a aduce această echipă pe teren, da, de motiv că administrația publică locală foarte rar alocă bani și încerca să ajute pandemie, plus eu n-am de pandemie. Asta e... Foarte corect. Noi suntem într-o situație unde, într-adevăr, nu este cazul de a tăia, este cazul de a consolida forța și de a ajuta. Dar iarăși, știți, comisia care a fost creată doar din angajații Federației de Fotbal a fost foarte dură și în acest caz și asta este. Dar noi totuși mergem înainte, noi încercăm să-i ajutăm să-și apere drepturile. Da, da, aici eu într-adevăr cred, iarăși, nu știu câte oară menționez că aici aveți nevoie de jurist, probabil. Pentru că lucrurile... Deja am apelat, dar și vom apela, eu cred, căci este necesar de făcut regulă și dreptate. Dar ia spuneți-mi, vă rog, dar în statut, eu recunosc eu de mult, ultima dată, cred câțiva ani în urmă, când am citit statutul Federației de fotbal, nu se prevede că alegerile ar trebui să fie pe bază de alternativă. Nu este o prevedere. Nu este această prevedere, într-adevăr, doar este stipulat ceea de ce am vorbit anterior, căci 20 de înainteri și poftim fiecare persoană, dar nu fiecare. În statut sunt strict stipulate criteriile care trebuie să întrunească persoana pentru a avea posibilitatea să candideze. Deci, știți, să nu se primească fiecare persoană din... Da, asta eu mi-am amintesc. Eu n-aș putea candida pentru că eu n-am activitate fotbalistică, nu am condus o instituție în cadrul fotbalului, nu sunt fotbalist de performanță profesionistă. Adică eu mi-aduc aminte aceste prevederi, dar v-am întrerupt. Dumneavoastră spuneați exact de... Da, este un șir de prevederi, de condiții, pe lângă cele generale ca persoana să fie cetățeană Republicii Moldova, să locuiască, să nu fie, știți cum, antecedente penale și cele de bază. Dar pe lângă aceasta sunt, mai ales este o criterie foarte importantă despre care dumneavoastră ați vorbit și care posibil dumneavoastră și nu o întruniți ca să încercați candidați, da. Este o condiție posibil cea mai importantă în aceste reguli. Persoana care își dorește să încerce să accede la funcție de președinte trebuie să fie sau membru a conducerii Federației de Fotbal actuală pe parcursa 3 ani sau să fie conducător a unui membru afiliat pe parcurs cel puțin a 3 ani. Și iar aici este miracolul cel mare, la care știți câteodată mă gândesc, că bine, domnul Olenchenko a reușit să-și colecteze, sau nu știu cum se numesc, această procedură, aceste peste 100 de înainteri, dar dumnealui nu întrunește principala condiție a statutului. Dânsul nu este conducător de cel puțin 3 ani. El... Câți ani are dumneavoastră președinția Federației? Poftim? Câți ani este dumnealui președinte a Federației? Dumnealui lucrează în Federație, cred că de peste 10 ani, dar dumnealui a executat funcția de contabil șef și actual el este președinte al Federației puțin mai mult de un an jumătate. Dar cum adică, a fost la data trecută? Cum a fost făcând o retrospectivă, dumnealui înseamnă că a fost și ales cu încălcări. El nu a înturnit toate condițiile statutare, adică votul care a fost exprimat de alegători, el a fost undeva, nu a dus la bun sfârșit, adică a fost încălcat statutul. Da, și acum a constatat acest lucru la congres atunci, s-a discutat, a devenit acest temă subiect de discuție?
Posibil atunci nu era cazul, din motiv că iarăși nu a fost nicio persoană care își dorea să contracandideze și a mers trenul așa cum a mers. De data aceasta, eu chiar nu văd cum dumnealui ar reuși să treacă pe această condiție și este o condiție, eu consider că cea mai importantă. Da? Poți fi înaintat și de 180 persoane, dar dacă tu nu cunoști domeniul, dacă tu ești din lumea cifrelor, da? Și eu mă repet, la început m-ați întrebat din ce cauză acum, anume acum, eu m-am decis să fac acest pas, din motiv că văd că lucrurile stau prost. Plecarea domnului Paolo Ciobanu a pornit un proces de degradare mare a fotbalului moldovenesc. Procesele cele care actuala conducere încearcă să le prezinte ca un proces de dezvoltare, el este un proces care dânsii pur și simplu nu-l înțeleg. Dânsii se laudă de dimineață până seara că au construit stadionul de plajă de peste $1 milion sau euro. Dar noi, o țară care suntem, putem practica acest gen de fotbal, nu știu, 3-4 luni, eu nu cred că noi meritam astfel de investiții, acest milion putea fi folosit în construcția unor terenuri pentru copii sau pentru cluburi. Eu cunosc în linii mari bugetul care îl gestionează federația, eu cred că sunt bani și nu pentru un singur stadion. Probabil acest stadion de plajă, pentru fotbalul de plajă, el trebuia și bine că a fost construit. Orice investiții de acest gen, ei salutabile. Dar, într-adevăr, nu doar Iași, nu doar așa fel de investiții sunt necesare. Eu aș accepta această investiție în cazul când infrastructura în Republica Moldova era ok, fiecare școală, fiecare club își avea teritoriul lui sau terenul lui de fotbal unde își practica antrenamentele, eu aș accepta. Avem de toate, haideți să ne jucăm în fotbal de plajă. Da, eu vreau să revin un pic la ceea ce spuneați dumneavoastră. Eu, știți cum, foarte atent v-am ascultat, pentru mine e o noutate ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil și pentru cei care ne privesc la fel. Deci dumneavoastră spuneți acum că actualul președinte a federației a fost ales în condiții de lipsă de eligibilitate, corespunderii fișei postului, hai să spunem așa, și în continuare acum candidează tot în lipsa unor criterii de eligibilitate pentru această funcție. Așa înțeleg eu. Dumneavoastră v-ați exprimat foarte, foarte corect juridic și pentru mine tot e o întrebare foarte mare, cum dumnealui își planifică să candideze în cadrul Congresului, neîntrunind condițiile statutare. Aici este doar o modalitate de a schimba statutul, dacă dânsii își doresc pentru oarecare persoană să meargă pe modificarea statutului, eu înțeleg că pot să încerci să o facă, dar asta încă o dată vorbește despre metodele actuale conduceri, da? Despre dorința lor de a conduce prin orice metode. Eu iarăși sunt sigur că aici este câmp de lucru pentru juriști serioși și de a încerca de a nu le permite astfel de șir de încălcări. Mestre, mi-a trezit acum foarte, în modul cel mai serios, mi-a trezit curiozitatea. Eu chiar mâine am să dau 2-3 telefoane să vorbesc cu persoane notorie în fotbalul moldovenesc, care cunosc foarte multe dedesubturi, hai să spun, și chiar am să adresez aceleași întrebări. Pentru că dacă să vă dăm dreptate dumneavoastră afirmațiilor care le faceți, fotbalul, federația a fost condusă de o persoană care nu întrunește condițiile de fișa postului pentru o asemenea funcție. Și atunci lucrul ăsta mie nu-mi pare corect. Dar eu sunt sigur că e adevărat, eu o să mă documentez în acest lucru, pentru că puneți de la declarațiile dumneavoastră, dar sunt multe semne de întrebare. Iurie, ridicați statutul, eu nu sunt persoană care bărfie sau ridicați statutul, eu vă cunosc, dar e important, acolo sunt un rând de criterii care trebuie să le întrunească persoana, dar consider că aceasta este principal. Noi vorbim de o asociație obștească de fotbal, da? Care ideea principală ei a dezvolta și a promova anume fotbalul. Și aici se primește că tinde o persoană care nu este din domeniu, care ea posibil, iarăși nu sunt eu cel care se dau lui nota posibilităților sau calităților lui de un contabil, da? Posibil este un foarte bun contabil, dar noi vorbim despre fotbal, noi vorbim despre perceperea unei probe de sport. Dumneavoastră, eu nu cred că ați încercat, dumneavoastră sunteți, cunoașteți fotbal, dar haideți să vorbim despre, nu știu, despre ușu sau despre, nu știu... Eu nu cunosc fotbal atât de bine ca să, cel puțin să îndrăznesc să gândesc cumva să ajung în federație. Totuși acolo e locul unor persoane profesioniste în domeniu.
Și din punctul meu de vedere am spus acest lucru la început și nu mă rușine să-l repet încă o dată. Cred eu că în fruntea federației trebuie să fie persoane notorii, somități în domeniul fotbalului, persoane recunoscute internațional, persoane care pot la egal să discute cu cine vreți, cu Platini, cu oricare persoane super notorii în fotbal și care au cuvânt greu de spus în fotbal. Nu poți să vii să întinzi mâna într-un salut și să începi prin a te prezenta. Scuzați, eu sunt Gică Petrescu din Moldova. Lumea trebuie să te știe, trebuie când spui un nume, lumea trebuie să spui, stai, băiatul ăsta acolo, acolo a marcat, eu am văzut meciul lui, știu unde a jucat, în ce club, știu ce performanță a făcut. Deci deja este o reputație. Pentru că eu sunt ferm convins și eu știu acest lucru, fotbaliștii indiei foarte atent urmăresc ce fac alții. Și știu pe nume mai pe toți, din cei buni. Într-adevăr, lumea fotbalistică este una largă, dar este una foarte îngustă. Și acest respect față de persoanele care au trecut această cale, care au mâncat această pâine, da, și discuțiile într-un limbaj, e foarte mult simplific, adică discuțiile și, în general, planurile și pe viitor. Și este un lucru foarte important ca în fruntea federației să fie o persoană care cunoaște subiectul. Dumneavoastră vorbeați așa, ați atins că, uite, veți probabil veți modifica programul dumneavoastră de viitor președinte și ați spus că uite, am să propun și modificarea statutului. Dar pe lângă această idee de a interveni în statut, dumneavoastră ce alte soluții propuneți membrilor asociației federației ca și viitor președinte? Dacă ați putea aici să ne mai spuneți câteva idei care le aveți în program. Da, cu mare plăcere, din motiv că să primești așa o discuție foarte aprinsă pe neajunsuri. Nu, eu sunt optimist. M-ați surprins, de asta eu, știți, concretizez, pentru că n-aș vrea să fac concluzii pripite, de asta poate v-am întrebat unele situații mai detaliat, ca să fiu sigur că v-am înțeles corect. Eu cred că dumneavoastră, din curiozitate, mâine o să ridicați niște acte și o să confirmați ceea ce am vorbit eu azi. Dar referitor la viziunile mele, principala noastră problemă, eu văd, știți, noi toți suntem amatorii fotbalului și la prima, când vorbim de fotbal, ne gândim despre loturile naționale. Da? Noi vrem să ne bucurăm de joc frumos, noi vrem să ne bucurăm de jucători interesați și, desigur, de rezultat. Dar este imposibil de a primi această satisfacție, de a nu face ceva pași în spate și de a ne întoarce, în primul rând, la fotbal de copii și juniori. Acolo este rezerva cea mare. Eu am fost în teritoriu, într-adevăr, am întâlnit foarte multe persoane care își doresc să muncească pe terenul de fotbal. Copii dornici, dar până ce federația, că aici trebuie să impună federația. Eu când foarte des se spune că băi, suntem o țară săracă, statul nu poate ajuta. Dați să lăsăm la etapa aceasta, statul să aibă grijă de medici, de profesori. Noi suntem într-o situație de mult foarte complicată. Federația cu bugetul său, fondurile externe, este capabil de a schimba lucruri în teritoriu, este capabil de a ajuta acest antrenor, de a ajuta acest copil, de a crea lui condiții. Până ce nu vom selecta acești copii talentați care n-au încetat să se nască în Moldova. Planul nostru așa și este darnic de copii talentați. Da. Ei trebuie să căutați, ajutați, aduși în centre specializate de a crește acest copil. Asta, acolo este rezerva cea mare. Eu mi-aduc aminte de o discuție tot cu o persoană notorie din lumea fotbalului. Vorbeam despre rezultatele care le-a obținut Islanda în fotbal și în combaterea alcoolismului în Islanda. Da. Anume prin fotbal și rezultatele selecționate naționale a acestei țări, micuți, nordice, care pe departe nu are condițiile Republicii Moldova naturale de a dezvolta fotbalul, da? Pentru că mai mult de jumătate de ani e zăpadă și îngheț. Și ei au ajuns la campionatul mondial să arăte așa performanță. Deci, eu din cauza asta, eu sunt optimist. Exemple pozitive că se poate, când se dorește. Se poate cu siguranță, Iuri. Eu foarte mult cred în oamenii noștri. Oamenii sunt bogăția Moldovei și noi până ce nu ne vom ajuta, nu ne vom întoarce cu fața la ei și ei vom ajuta, dar la noi se primește invers. În principiu, oficiul central Federației de Fotbal este creat pentru a deservi membrii afiliați. Asta este misiunea principală. Federația primește bani externi și ajută membrii afiliați. Dar la noi se creează o condiție sau căci membrii afiliați sunt pentru aceea, pentru a deservi oficiul central. Acest raport este incorrect. Bani sunt suficient și pentru fotbal de plajă, dar sunt suficient bani pentru a ajuta teritoriile. Acolo sunt rezervele noastre. Și desigur, eu deja, știți,
începând cu statutul, eu sunt ferm convins, dacă de a adus statutul la normele și cadrul legal, normele și recomandările FIFA și UEFA, vor apărea aceste interese meschine. Atunci când conducătorul se va alege prin vot secret, va apărea necesitatea de a alerga prin teritoriu și a strânge aceste 100 de înaintări. Atunci, dânsul, având acest mandat de 4 ani, va fi obligatoriu să facă tot posibil ca peste 4 ani acest alegător să încredințeze încă un mandat. Dar din ceea ce dumneavoastră ați fost surprins azi, eu cred că nu odată, din informația care v-am dat-o, asta și este miza cea mare. Facem modificări în statut, tratăm fiecare articol cum ne place nouă astăzi, mâine posibil va fi necesitatea altuia tratări, îl vom trata altfel. Dar în schimb, bine mersi sau bine frumos, stăm în fotolii. Da, dar eu rămân în continuare frapat de situația în care statutul prevede cel puțin 20 de nominalizări. Și iarăși, în cap la mine, asta înseamnă că cel puțin posibilitatea de a candida 5 persoane, deci este loc pentru 5 nominalizări cel puțin, și noi vedem cu un singur candidat și din ceea ce aud eu, din ce spuneți dumneavoastră, utilizând pe larg resursa administrativă, inclusiv fonduri din cadrul federației, să adună peste 100 de susțineri semnate pentru un singur om. Atunci unde e alegerea? Atunci unde e democrația? Unde e fair play? Eu... Nu o să-l găsiți. Iurie, nu o să-l găsiți, cu părere de rău, dar... Fotbal asta înseamnă democrație, respect reciproc și fair play. Știți, dumneavoastră ați notat, am vorbit despre fotbal, că este ceva deosebit. Eu, ceea ce nu este posibil de a păcăli fotbal în teren, asta este imposibil. Tu poți să încerci pe din spate, prin statut, să introduci ceva, niște șmecherii sau niște momente dubioase, dar ieșind pe teren, acolo deja gata, nu ți mai ajută niciun statut, niciun regulament, niciun, nu știu, un conducător sau ceva, acolo deja ești tu, mingea și terenul, acolo este fotbal și este fair play, dar posibil cineva încearcă fotbalul să-l ducă sub masă. Asta e viziunea și logica dumneavoastră de fotbalist. De fotbalist care s-a remarcat nu doar în Republica Moldova, dar și în plan internațional. Nu o să obosesc să repet acest lucru, dar un birocrat crede altfel. Un birocrat crede altfel și dacă o să ridicați, fiind deputat în Parlament, poate să aveți timp să vă uitați cele mai vechi tratate, inclusiv de la Aristotel și de la care o să le găsiți tratate despre științele politice, să vedeți că principalul ce face o persoană la funcția de conducere încearcă să conserveze această funcție la dâns cât mai mult. Și eu am văzut în cadrul activității mele în domeniul public, am văzut persoane care spuneau că, fiind angajați la stat, spuneau că ministerul meu, asta eu am făcut, ministerul, ori agenția mea, asta eu am făcut, asta eu. Păi omule, stai, tu reprezinți instituția statului, tu ești angajat doar pentru o anumită perioadă. Nu trebuie să existe, nu știu, creșterea asta atât de adâncă, că ea că doar eu și dacă fără mine se pierde tot, știți? Nu e chiar așa. Eu știu că, cel puțin când veneam la federație, la diferite discuții cu domnul Ciobanu, eu știu că în federație, la acel moment, munceați și dumneavoastră acolo, erau oameni profesioniști, adică staff-ul federației, propriu-zis, sunt persoane pregătite, persoane buni administratori, dar iarăși foarte mult depinde de persoana de lider. Cine arată drumul, cine iluminează calea, cine stabilește scopuri, planuri, obiective strategice. Foarte mult asta înseamnă. Iurie, dumneavoastră ați menționat, conducătorul puternic, el încearcă, face tot posibil să se înconjoare cu o echipă puternică, da? Oameni profesioniști, oameni tehnocrați, oameni care cunosc domeniul. Caz contrar, când tu vrei să conduci și să-ți creezi o echipă care te va ajuta să te menții la putere, atunci tu mergi deja pe altă cale. Dar iarăși, noi vorbim despre fotbal, într-adevăr, despre un miracol, despre un fenomen mondial și despre un fair play. Și fotbalul, și federațiile regionale, raionale și Federația Moldovenească de Fotbal se conduc de lege. Da, desigur, de statut, așa cum este el astăzi, dar și de lege. În cazul în care este încălcat o lege, inclusiv este admis un conflict de interes, este, nu știu, dumneavoastră ce ați vorbit, eu am văzut elemente și de trafic de influență și de utilizare resurse administrative. Dacă lucrurile astea pot cumva fi probate, eu nu am probe și nu pot să afirm cu certitudine, dar dacă ele cumva pot fi probate, eu vă încurajez să găsiți juriști să vă apărați drepturile, pentru că nu e ok așa.
Eu în această campanie am promis și acum sunt gata încă o dată să reiterez. Eu voi merge până la sfârșit cu susținerea juriștilor, cu susținerea oamenilor din teritoriu. Dar eu într-adevăr vreau să fac dreptate în fotbal. Eu vreau să întorc atât federația cât și fotbalul, vreau să întorc oamenilor. Nu unui grup de oameni, nu unui conducător sau cineva din spate. Eu vreau să reîntorc asociația obștească, federația mondească de fotbal, membrilor afiliați, care să decidă liber, să aibă cuvânt disput, să aibă posibilitatea de a critica Federația de Fotbal. Apropo, membrii afiliați prin statut n-au voie să critici Federația de Fotbal. Da, da. Interesant. Menționați și acest lucru al dumneavoastră în program, poate ajungeți să-l schimbați, să excludeți această chestiune. Știți că cumva ar însemna că dacă ai ajuns membru a federației, primești bani din federație și te dai cu subsemnatul că vei ține ciocul mic. Și vei face cum spune șeful, așa iese. Ceea ce nu pare deloc a fi fair play. Absolut. Eu văd viitorul Federației de Fotbal după acest congres, imediat posibil de organizat un congres extraordinar, din motiv că doar congresul poate modifica statutul, regulamentele, de a reîntoarce totul în cadrul legal și de a ne apuca de muncă. Asta e unica soluție, eu văd. Și atunci vor dispărea doritori de a captura Federația de Fotbal sau de a pune mână pe ea. Din motiv că actul principal nu-ți va permite aceasta. Faptul că noi discutăm într-un spațiu public, oricine ne poate vedea, eu cred că deja noi am făcut un pas înainte în iluminarea, în deschiderea acestui proces de alegere a conducerii în federație, de organizarea congresului, lucrurile care le-ați spus dumneavoastră azi, într-adevăr, pentru mine ele nu se încadrează nici într-o normă legală, așa nu încap în tiparele unui profesionist în alegeri, cel puțin pentru mine, ce aud eu. Și cred că ar trebui mai mult lumea să discute despre acest subiect. Noi, cei de la Privesc.eu, noi nu avem politică redacțională, noi nu avem cenzură, noi arătăm lucrurile așa cum sunt ele cap-coadă, oferim posibilitatea oricăruia cine dorește. Și dacă persoanele cărora dumneavoastră azi le-ați adus anumite reproșuri, anumite critici, vor dori și vor apela, uite și noi vrem să venim să spunem ceva la Privesc, să știți că ei nu o să primească refuz. Pentru că asta e viziunea noastră, noi oferim oamenilor posibilitatea să spună dacă au ce spune. Dacă au ce spune astăzi, dumneavoastră, eu văd că ați avut ce spune și ați spus niște lucruri care sunt inedite. Eu vă cunosc ca o persoană responsabilă, ca o persoană serioasă și nu cred că ați avut azi chef de glume. Ați spus lucruri, din punctul meu de vedere, grele, care ele nu pot fi așa ușor spuse dacă nu corespund realității. Eu astăzi am avut plăcerea de a discuta cu o persoană, un specialist în domeniu, din cauza dumneavoastră foarte repede ați prins firul acestor mesaje care am încercat eu să le transmit societății, că am fost priviți cu siguranță de foarte o societate foarte mare. Și într-adevăr n-am încercat nici într-un caz să spun lucrurile care nu sunt realitate, căci ele pot fi verificate cu ușurință. Da? Eu într-adevăr vreau să ajung la conștiința tuturor, căci noi suntem într-o perioadă importantă pentru fotbalul moldovenesc. Dați să unim forțele și să o facem, nu din motiv căci domnul Rebeja este bun, poate dumnealui nu este bun, dar dați să o facem așa cum își dorește societatea fotbalistică. Da, dar în momentul în care transparent. În momentul în care vom avea 5 candidați, 4 candidați, 3 candidați, să decide membrii acestei federații pe cine votează. Dar așa, nu știu, să vii să votezi fără alternativă, nu-mi pare nici corect și nici fair play nu se discută, dar nu-mi pare efectiv corect. Și mai ales într-un vot deschis. Eu atrag încă o dată atenția. Standardele internaționale în domeniul alegerilor, da, se vorbește în mare parte de alegerea organelor instituțiilor statului, dar vorbește cert. Alegerile trebuie să fie organizate prin votare secretă. Pentru că votarea la vedere înseamnă vot afectat, înseamnă vot intimidat, înseamnă că nu a fost un vot liber. Persoanele care votează așa, din păcate, așa se votează, da, într-adevăr, în Coreea de Nord, așa se vota cu mandatul în sus în Uniunea Sovietică, la Congresul PKUS și nu știu unde, pentru că mai era atunci tovarășii sud, care pe urmă trebuie să te tragă de ce ai votat cu noi. De noi suntem... Când era doar o singură părere. În cazul nostru, alegeri înseamnă alternativă și asta înseamnă democrație. Eu tare n-aș vrea ca noi, prin intermediul Federației de Fotbal, să facem niște pași spre Coreea de Nord. Da? Noi suntem total diferiți și sper că vectorul dezvoltării puși Moldova este contrar celui despre care am vorbit. Eu foarte mult sper că și totuși în fotbal va fi regulă, da? Și acești membri afiliați vor avea posibilitatea de a se expune liber
fără oarecare influență sau de a fi în vizorul unor conducători. Eu sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți factorii de decizii la FIFA, la UEFA. Nu ați încercat să vorbiți cu ei, poate să vă adresați cu o scrisoare deschisă, să întrebați opinia lor asupra unor asemenea procese. Pentru că, într-adevăr, aici ar putea, poate, posibil, nu știu, eu acum încerc să analizez deja discuția care am avut-o, poate ar trebui un arbitru din afară. Ar trebui cineva, treia persoană cu autoritate indiscutabilă în fotbal, să dea un aviz asupra acestui statut inclusiv, ori asupra acestor acțiuni, când nu există alternativă la alegeri. Noi pregătim o astfel de adresare, cu mai mult vom solicita observatori internaționali care vor putea în cadrul congresului, va fi, nu va fi, să se expună referitor la diferite proceduri sau modalități. Într-adevăr, vom apela din motiv că dânsii sunt posibil superiori federației locale. Noi ne cât de cât totuși suntem în subordinea lor, suntem partenerii lor. Asta vreau să zic, probabil e vorba de parteneriat, nu de subordine. Eu, da, m-am inspirat de corect, e vorba de parteneriat, da, într-adevăr, și noi vom apela la dumnealor, noi vom apela la organele care au fost menționate, da, juriștii au un cuvânt de spus în această procedură, căci fără părerea, fără cunoștință dumnealor, va fi complicat de explicat tuturor încălcările de care am vorbit astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi. Noi am promis spectatorilor noștri că vom da mai multă lumină asupra acestor procese. Cred că destul de multe informații astăzi dumneavoastră le-ați spus în premieră. Pentru mine aceste informații, într-adevăr, unul din ele au fost și uluitoare. Eu mi-am făcut și anumite notițe ca exact să fixez ideea azi, ca mâine să pot să-l verific la persoane notorii din lumea fotbalului cu care mă cunosc de mulți ani. Sigur că am să dau telefoane să întreb ce se întâmplă. De ce anume așa se întâmplă și cum văd ei acest lucru, cum poate fi schimbat cu acest trend, pentru că ce spuneți dumneavoastră nu arată bine deloc. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes și vă urez tărie și imunitate înaltă în această perioadă și sărbători fericite dumneavoastră personal și gemenilor dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Iuri, eu vă mulțumesc pentru, în primul rând, pentru această discuție. Într-adevăr, a fost o discuție plăcută, am vorbit despre ceea ce cunosc eu posibil cel mai mult și am împărtășit viziunile. Suntem în ajun de sărbători, vă doresc și dumneavoastră sănătate, în primul rând, să trecem peste această toată perioadă, dar și succese în tot ce vă propuneți. Mulțumesc foarte mult. Spectatorilor noștri, poate încă o dată să le atrag atenția, prives.eu nu are niciun gram de cenzură, ușa noastră întotdeauna este deschisă pentru cei care cred că au un cuvânt de spus societății, au un mesaj să-l aduc societății și sunt bineveniți oricine din lumea fotbalului dacă mai au ceva de spus pentru acest congres, pentru Federația Moldovenească de Fotbal. Mulțumesc foarte mult, domnul Ribeș, o seară. Mersi frumos, la cele bune.